Lasă, lăsați interpretările. Lăsați interpretările pentru, da? Pentru, asta era în subtext. Pentru când ne apucăm de filmat. Și asta, adică asta ar fi secvența, asta ar fi secvența de după. Știi? La voi două vă întoarceți la tine acasă și exact când ies să intrați în scara blocului, ea se deschide ușa, te întreabă ceva și tu trebuie să spui atunci. Așa mi-a zis și Viorel atunci când și-a luat Acadeaua, s-o sug și eu cum o suge Daniel Acadeaua. Știi? Dar zici fără Acadeaua. Și atunci Viorel mi-a zis să o suc și eu Acadeaua cum suge Daniel Acadeaua. Bravo. Trebuie să fii revoltată. Adică nu-ți convine ce ți-a zis. Te-a deranjat. Vrei să fac eu cu Andrei? Da. Da? Andrei. Așa mi-a zis și Viorel atunci când și-a luat Acadeaua, să o suc și eu ca Daniela. Mm-hmm. Da? Hai să vedem. Și atunci Viorel mi-a zis să o suc și eu Acadeaua, cum suce Daniela Acadeaua. E bine, dar fără Acadeaua. Și mai revoltată. Și atunci Viorel mi-a zis să o suc și eu, cum suce Daniela. Dar zi toată bucata. Și atunci... Uită-te în cameră. Viorel mi-a zis să o suc și eu cum o suge Daniela. Bravo. Bravo. Mergem un pic până dincolo să stăm 5 minute. Ne aștept 5 minute? Un pic? O să vorbesc și eu acum. Da? Mersi. Dar să știi că am fost foarte bine. Da, vă rog. Nu vă ascund că e exact ce ne trebuie, exact ce am căutat. E și frumoasă, are și trăsături, are și she's got the looks, cum se zice. E, chiar dacă e un pic timidă, așa, acum la probă, cum a fost așa, e normal, e ok să fie așa. Da, s-a descurcat foarte bine, foarte bine și asta e și meritul dumneavoastră. Și... Nu, că așa e, chiar vă mulțumim pentru asta. V-am luat să vorbim un pic despre o chestiune puțin mai delicată. Fata trebuie să mimeze în film o poziție sexuală. Nu e nimic de speriat, nu e nimic mai mult decât se aude. Ea doar mimează, adică se vede în film cum mimează, nu e dezbrăcată, nu absolut nimic. E o secvență în care peștele o învață cum să mimeze o poziție sexuală când o înregistrează ca să o arate clienților. Dar nu e dezbrăcată, nu absolut nimic. La chestia asta. Andrei nu mi-a spus nimic despre asta. Chiar n-aș spune. Păi nu ți-am zis pentru că am hotărât să nu spunem prea multe, fiindcă oamenii se îngrijorează dacă nu știu despre ce. Nu, eu, să știți că nu e o alegere pe care trebuie să o faceți acum, doar că vă rog să vă gândiți bine la chestia asta. Și să știi, Colina, că văzând-o pe Anca la probe și știind filmele lui Emmy și subiectul filmului, chiar cred că o să aibă șanse să iasă un film foarte mișto și o să aibă mare succes, cred, și o să ajungă poate și la asta, Cannes. Asta fără nuditate, fără nimic. Ea trebuie doar să mimeze o poziție sexuală, care... Ok, știu că nu e puțin lucru pentru o fată de vârstă, dar merge la școală, are colegi, se uită pe internet. Adică nu e în totală necunoștință de cauză. Chiar m-a sunat prin surprindere. De asta vă zic că nu trebuie să spuneți nimic acum. Doar că vă rog să vă gândiți bine. Mie îmi place foarte mult de fata dumneavoastră și îmi doresc foarte mult să joace. Dacă nu o să fiți de acord, și, mă rog, e o opțiune pe care aș putea să o înțeleg, fete mai găsim, nu e asta o problemă. Eu pot să vă respect opțiunea, doar că ar fi păcat. Trebuie să vorbesc și cu soțul meu, e vorba de imaginea absolut, ei. Puteți să vorbiți. Lumea o să vadă și o să... Fără nicio problemă. Dar știți că ce ați văzut acum pe cameră e o probă de casting, adică în film nu o să arate așa. Adică acum e fără lumini, fără decor, fără scenografie, arată urât, arată un film ieftin de tuzină, el nu o să arate așa. Nu, vorbesc de imaginea ei de prostituată. Am înțeles ce spuneți, dar să știți că ce am spus eu se leagă de ce spuneți dumneavoastră. O imagine de film, estetic vorbind, cu o poveste, cu un mesaj puternic, pun spectatorul într-o cu totul altă condiție. Adică spectatorul înțelege că e artă. Stați o secundă. Radu! Eu! Pui un pic ce am vorbit aseară, pui un pic lumina pe fetiță. Aș vrea să vadă doamna puțin. Care? Aia clară scuru? Pune, exact, pune un pic, doar cât să vadă doamna pentru probă. S-a făcut. Da? Mersi.
Radu e unul dintre cei mai mari operatori de la noi. Director de imagine. Uh-huh. Da? Vorbim un pic despre ce trebuie să facă fata? Sigur. Da? La, așa și dacă vi se pare prea mult, ne oprim. Da, spuneți, okay? Da. Îi zici tu? Sigur. Uh-huh. Ce să fac acum? Anca, te dor genunchii? Te lași un pic pe coate, te rog. Poate să-ți fie mai comod. Așa. Așa. Vrei pernă? Sigur? Ok. Anca, Ami, acum ți-am arătat. Hai, cum face ea când mergem la ea? Cum se bucură? Și cum sare așa la noi? Cum se... Dă-i, te rog, acadeaua aia. Mami, dacă ai avea o acadea acolo jos... Da, da, da. Cum ai mâncat din ea? Stai că ți-aduce acum o acadea. Îți dă Andrei acum o acadea. Eu tot țin. Și dacă... Acum, nu, ăsta e un cățel care nu se... Asta e un cățel care nu se gudură. Se stă așa liniștit, se așează când mănâncă. Așa, și dacă nu s-ar mișca, se mișcă foarte lent. Lent, 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 lent. Și se mișcă acum în față și în spate. Mai încet, mai încet, mai încet, așa. Mai încet. Bravo. Bravo. Asta e. Eu înțeleg foarte bine despre ce faceți filmul, dar nu sunt de acord. Adică îmi pare rău. Îmi cer scuze dacă ați pierdut vremea cu noi, dar nu pot accepta. Doamna Popa. Eu înțeleg că vă faceți griji, într-un fel e normal, e absolut firesc. Dar vedeți că noi vrem să facem un film despre abuz. Adică vrem să atragem atenția asupra traficului de ființe umane. Chiar credeți că am fi în stare să facem exact același lucru? Să abuzăm de un copil? Sau credeți că ne-ar cofinanța arte în chestia asta dacă am face așa un film oarecare? Înțeleg, eu nu cred. Nu cred ce vă spun și de ce, pentru că pe ei interesează arta și filmele cu subiect social. Și unde e artă, nu e nimic obscen. Dar nimic obscen. Dar l-ați văzut, lansați un film nou, se numește Nymphomaniac. Nu știu dacă ai văzut, e un film care conține multă nuditate. Dar are metafore, are un mesaj politic, o să ajungă sigur la Cannes. Și în filmul ăsta joacă o actriță foarte mișto, o cheamă Charlotte Gainsbourg. O să arăt câteva fotografii cu ea din film. O știu. O știi. Și are foarte multă scenă de nuditate, de jucat, uite, cam așa. Crezi că ea a fost jenă să joace în toate scenele astea? Dar ea e o femeie matură, Andrei. E adevărat, numai că ea a fost conștientă de faptul că își pune corpul pentru ceva mai... Hai să luăm taxi driver. Jodie Foster și De Niro. Jodie Foster avea 12-13 ani când a jucat, exact ca Anca. Nu? Filmul celebru, Oscar. Jodie Foster celebră. Jodie Foster e Jodie Foster, Anca e fata mea. Dar, Coina, dar sunt foarte multe filme care sunt așa pe granița asta dintre pornografie sau dintre obscenitate și artă. E un alt film foarte studiat în toate școlile și foarte admirat, se numește Imperiul Simțurilor, un film din anii 70, care la vremea respectivă a creat un mare scandal pentru că era considerat pornografic. Dar astăzi nimeni nu mai privește așa. Toată lumea e de acord că e artă și nu are nimic obscen. Pentru că arta de calitate transformă obscenul în valoare și valoarea nu moare. Și cu un film ca asta, Anca poate deveni și ea la rândul ei nemuritoare. Da, e o chestie simplă. Poate că devine în film, dar viața ei va fi afectată. Eu nu știu cum va trăi ea cu profesorii, cu colegii de clasă, cu oamenii care o s-o vadă, nu? Scuze. Asta, vă dați seama că dacă o luăm așa, nu mai facem niciun film. Niciodată. Dacă în viitor Anca va reproșa că n-ați lăsat-o să joace în film, la asta v-ați gândit? Sigur că m-am gândit, nu e simplu. Să știți că nu e o decizie pe care o să o iau ușor sau de una singură. Bineînțeles, dar asta am spus și eu de la bun început. Lumea la noi e altfel, să știți. Cine vede, vorbește. Da, Coina, dar câți români merg la cinema să vadă filme românești? Dar nu suntem la America. Andrei, eu vorbesc despre prietenii Ancai, despre oamenii care o să audă că a jucat într-un film, o să vrea să o vadă, nu? Așa, prietenii, așa. Colegii, profesorii, rudele și... Și ce? Adică spuneți-mi mai exact la ce vă gândiți când dau seama. Nu știu, nu vă supărați pe mine, dar eu cred că e și puțin imoral să folosim așa un copil, nu vi se pare?
Ba da, e puțin imoral, așa e. Dar cum altfel să faci un film despre o prostituată minoră abuzată? Adică cum să atragi atenția asupra lucrurilor imorale? Credeți că nu m-am gândit că dacă fac un film de genul ăsta abuzez și eu? Ba da, dar tocmai din cauza asta încerc să nu fac același lucru. Nu de-aia ne-am adunat aici să jucăm cu cărțile pe masă? Da. Nu de-aia stăm și vorbim aici deschis? Nu se supără nimeni. Discutăm. Nu credeți? A spus cineva că Jodie Foster a fost abuzată? Nu. Au fost câteva voci la vremea aia. Au fost pentru că e normal să fie, pentru că și eu cred că a fost un abuz. Dar tocmai de-aia încercăm să nu facem același lucru, încercăm să facem lucrurile diferit. N-are nimeni ce să mai spună nimic când e Oscarul. Nu. Nu, n-am spus că facem lucrurile deschis? Va trebui să stau de vorbă și cu soțul meu, să știți. Puteți să stați de vorbă cu cine vreți dumneavoastră. Uite, Corina, pentru că tot a adus Emi vorba de mici abuzuri, mă gândeam la o ceartă recentă cu soția mea. Știi că noi avem o fetiță de 4 ani împreună și tot insista să o dăm la pian, mulțumesc. Și am dat-o la pian, dar eu am zis soției, măi, tu vrei să o dăm la pian ca să satisfaci tu o plăcere și pentru că toate celelalte familii îți dau copiii la pian. Dar cred că ăsta e un abuz. Și mă gândeam și Ianca face pian, nu? Da. Pentru că dacă ai dat-o la pian și ei nu-i place, eu cred că e un abuz. Îi place foarte mult. Da, dar unde știți dumneavoastră că-i stai mai puțin, o secundă. De ce că i-a spus dumneavoastră? Stai, te rog un pic. De ce de la câți ani face pian? De la 4 ani face. De la 4. La 4 ani nu cred că un copil poate să decidă pentru el. Și decizând în numele lui, eu cred că facem un abuz. Andrei, nu înțeleg ce e rău să facă pian. Nu-i vorba că e rău să facă pian. Dar de ce n-ați dat-o la țambal? Exact asta vreau să zic și eu. Râde-n glumind, dar de ce n-ați dat-o la fagot sau la tobe? Exact asta vreau să zic și eu, și anume că toți îi dăm la pian pentru că e frumos să faci pian. Dar pe de altă parte, pe copilul ăla nimeni nu-l întreabă dacă vrea să facă pian sau poate vrea să facă fagot sau poate țambal sau poate karate sau poate nu vrea să facă nimic. Și eu cred că ăsta e un abuz. Bun, și acum nu tot asta facem? Nu încercăm să-i vârâm ceva pe gât? Deloc. E o mare diferență și îmi pare rău că nu se zidați. Nu v-am spus noi că nu vă supunem la nicio presiune, n-am vorbit asta dincolo. N-am spus că facem lucrurile numai cum vrea Anca? Da, și m-ați întrebat pe mine, nu pe ea. Păi pentru că dumneavoastră sunteți mama ei, că dacă era de la orfelinat, întreba direct la orfelinat. Da, așa ne-am gândit că facem lucrurile, nu știu, cu mai multă grijă. Ne-am gândit că dumneavoastră știți cum reacționează în anumite situații, știți cum să vă purtați cu ea sau să ne spuneți nouă cum să ne purtăm. Nu credeți? Păi da, aveți dreptate. Însă nu știu dacă facem bine. Păi haideți să întrebăm direct pe Anca, ce mai atâta. Ce faci, Ancuța? Te-ai plictisit aici. Dar uite, ne cerem scuze că ne-am înferbântat așa și nu te-am băgat în seama atât timp. Dar acum vrem să știm un lucru. Tu ce părere ai despre chestia asta? Ai vrea să joci în film rolul unei prostituate minoră? Nu te uita la mama, că vrem părerea ta, nu de alta. Adică, uite, nu trebuie să faci nimic mai mult în film decât ai făcut la casting. Nu o să trebuiască, bineînțeles, să te dezbraci și să faci alte lucruri jenante. Nu o să fii mama lângă tine la filmare. Gândește-te și spune-ne ce simți. Nu știu ce să spun. Spune cum simți tu, cum ai vrea tu. Nu ne supărăm. Poți să spui da, poți să spui nu. Sigur, aș prefera să zici da, dar dacă spui nu, nu ne supărăm. Deci chiar nu e. Păi mie mi-ar plăcea mult să joc. Da? Da? Mă bucur foarte mult. Și eu îmi doream asta. Doamna Popa, mergeți acasă. Vorbiți și cu soțul și mai sfătuiți-vă și cu Anca. Și în câteva zile, oricare ar fi răspunsul, rămânem prieteni. Ne dați și nouă un semn și ne spuneți. Nu-i mai cinstit așa? Ba da, așa o să fac. Vorbesc cu soțul meu, cu Anca, ne sfătuim și te sun pe tine, Andrei, da? Da, te rog. Bine. Mă, ești super încordată. Ce atlet tare mă doare. Aici, nu? Uh-huh. Aici am simțit exact. Cum au crăpat câteva lucrurile din astea. Vrei să punem parică, nu mai sună? Nici nu m-aș mira. Dar cum te-ai enervat în discursa aia... Dacă ai fost în locul meu, nu te-ai fi enervat? Nu cred. Nu? Bravo. Adică vine cu ea de mână că e ok și pe urmă că e imoral. Păi și e imoral. Și indiferent dacă mic sau mare, e un abuz clar. Iar o luându-o la capăt. Așa am eu senzația. Știi, deja faptul că fata asta trece prin tot castingul, mie mi se pare super aiurea. Normal. Bine că facem filme de super atacurilor pe banii altora. Și pe fata aia câștigă niște bani foarte frumoși, fără să te duce fără absolut nimic.
Da, mă, Emi, dar fata e o fetiță, mă. Și am adus eu cu forța. Am târât-o, am luat-o de pe stradă, s-o aduc aici cu Sila. Ce căuta maică-sa cu ea de mână aici? Am sunat-o eu. Foarte bine, bine că ai sunat-o. Bine că ai sunat-o. Eu nu m-aș aduce copiii la un casting de genul ăsta. Dar poți să ai câte idei vrei tu, eu am ajuns la capăt. Gata. Mi-am epuizat ideea. Nu, nu știu ce, nu, nu am nicio idee. Tot ce pot să zic e că mi se pare rău, cu urma ta de Can și Oscar. Ei, nu mi se pare rău deloc. Eu aș vrea să fii la Can. Da, mă, da. Chiar mi se pare o exagerare așa, de prost cu chestia cu Oscar-ul. Adică cu ce exagerez? Ana, dă și eu o șervețe. Îți pare că o manipulare din Angelo Solano. O manipulare? Da. Așa, mă. Înseamnă că-s foarte prost. Știi? De fapt, în toată ecuația asta, în senzație, numai eu sunt prostul. De mâine, eu mă fac trepied, stau acolo într-un colț, nu mai spun absolut nimic. E ok așa? Vorbești jumătate cu ei. Da, despre ce e vorba? Sincer, nu te-a spărat pe mine. Credeam că deja m-am făcut într-un. Dar nu-mi place deloc să fac asta să nimeneze. Crezi că mie îmi place? Vorbim la modul cel mai serios. Crezi că mie... Nu știi? Păi, da, nici mie, nu, nici mie nu-mi place. Și ce vrei, să nu mai facem casting? Nu vreau asta. Nu. Uite, nici eu nu vreau asta. Dar dacă așa să fac filmele alea mari, ce să faci? Imperiul simțurilor sau ce vorbeai tu pe aici? Dacă așa se fac, trebuie să-ți pui viața pe tapet. Oamenii caută reală. Oamenii caută adevăr. Ce ți s-a întâmplat ție, scoți și le pui în față. Acum, serios, cum îți pui tu viața pe tapet în filmul ăsta? Adică, pe bune, n-ai fost prostituată sau ai fost pește și nu știu eu. Adică nu m-ai făcut asta. Nu, mă. N-am fost, dar uite, sunt acum. Fac prostituție pe banii altora. Nu fac cartă. De ce? Păi care e diferența între noi și una care stă pe centură 14 ore? Știi care e? Măcar aia o face pentru copiii ei, mă. Da. Ți l-am trimis azi dimineață. Hai că ți-l mai trimit odată. Emi! Bine. Oi, Emi, am luat în camera asta, Emi. Trimite și tu factura la Boula, că am uitat. Emi, hai un pic, te rog, în camera asta. Ce frumoasă e. Am fi de la mașină de fum.